și mulțumim coralei catedralei noastre care, așa cum ați putut constata, anul acesta n-a avut bucuria de a ne împărtăși concertul de nașterea Domnului, pentru că este situația pe care o trăim cu toți, adică această pandemie care ne-a schimbat cu totul felul de a ne comporta, de a trăi unii cu alții și de a ne manifesta, bineînțeles, în comunitatea noastră, în biserică. Foarte mulți dintre noi se îmbolnăvesc în aceste săptămâni, ultime săptămâni. Nici corala noastră n-a fost ocolită, ca și noi toți de altfel, așa că am auzit astăzi concertul pe care trebuiau să mi-l cânte în luna decembrie, în săptămâna dintre 13, 14 și 20 decembrie și le mulțumim. Nu sunt cu toți aici, dar ați văzut ce frumos răsună, chiar dacă nu sunt 30, cât sunt acolo, vreo 15, cred, au reușit să împlinească această frumoasă tradiție a colindelor, pentru că oricine colindă face sau imită sau devine înger, ca îngerii din ceruri care la nașterea Domnului au cântat slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Colinda nu este un lucru anodin, nu este o tradiție oarecum, noi zicem o tradiție populară în sensul că vine de la țară. Nu, colinda este o tradiție cerească care vine din cer, care vine de la îngerii din cer și de aceea, așa cum spuneam noi în anii trecuți aici, cum am mai auzit, de aceea noi cu toții colindăm, toți creștinii colindă, toți creștinii de la mic la mare colindă în seara de Crăciun, în ajun, colindă în noaptea de Crăciun și colindă în ziua de Crăciun și în toate zilele Crăciunului. De aceea îi obișnuim pe copiii noștri să meargă la colindat peste tot în sat, sigur, în oraș, în sate, la vecini, la prieteni, la cunoscuți, dar și la străini, la cei pe care nu-i cunosc, pentru a le împărtăși bucuria nașterii Mântuitorului. Nu putem să tăcem de nașterea Lui la această sărbătoare, nu putem tăcea. Iată că vremurile în care trăim ne-au făcut să tăcem. Știți bine că întâi ne-au făcut să tăcem, aici vorbesc, în, unde trăim noi, în Occident, întâi ne-au făcut să tăcem obiceiurile societății în care venim, întâi ne-a făcut să tăcem rușinea, pentru că zicem noi, de ce să-i mai trimitem pe copiii noștri la colindat sau să mergem noi? Că ne este rușine. De ce să mai colindăm? Ce e aia colindă? Ne e rușine, cum să ne audă alții cântând? Nu, e rușinos. Da, numai că această rușine se extinde la altcineva. Zice Mântuitorul, cel ce se va rușina de mine în lumea aceasta, în veacul acesta, și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui meu. Cel ce va mărturisi pentru mine în veacul acesta, în lumea aceasta, și eu voi mărturisi pentru el în veacul ce va să fie, înaintea Părintelui Ceresc. Deci iată că rușinea de a spune că suntem creștini, rușinea de a manifesta, de a împărtăși bucuria nașterii Domnului în lumea aceasta în care trăim, rușinea aceasta ne costă mântuirea,
frații mei, sigur că venim la ceea ce a înlocuit colinda, și anume la Halloween, când noi toți îi trimitem pe copiii noștri îmbrăcați în tot felul de costume, care mai de care mai, nu știu cum să le zic, drăcoveni, care mai de care mai hidoase, îi trimitem să adune bomboane, blauaușile oamenilor, așa e un fel de joacă. Vedeți că noi o luăm în joacă și colinda copiii o iau în joacă și așa, dar își dau seama la sfârșitul unei zile când ajung la liturghie și se împărtășesc și înțeleg ce s-a întâmplat, încet, încet crescând, joaca aceea se transformă în viață. Și Dumnezeu s-a jucat cu copiii, Iisus Hristos i-a luat pe copii pe genunchi, i-a mângâiat și ne-a dat exemplu. Copiii jucându-se au venit la El, jucându-se era să fie împiedecați, erau să fie împiedecați de cei mari sau de apostoli să se apropie de El. Și Mântuitorul a zis, lăsați-i să vină la mine, nu-i opriți. Căci a unora ca acestora este împărăția cerurilor. Ce vom răspunde noi, noi creștini ortodoxi de astăzi, ce vom răspunde lui Dumnezeu când ne va întreba de ce v-a fost rușine de numele meu și de sărbătoarea mea? De ce v-a fost rușine? Ce o să-i răspundem? Mai spuneam săptămânile trecute la diferite dialoguri pe care le avem acum în loc de conferințe, cum ați văzut pe internet, pe YouTube sau pe Zoom, că în luna, la începutul lunii noiembrie, eram în Japonia. Eram acolo de Sfinții Arhanghel, de aceea n-am fost la catedrală, a venit Preasfințitul Marc la sărbătoarea catedralei, dacă vă amintiți. Și peste tot acolo este bradul de Crăciun. Și totul era împodobit, asta era la început de noiembrie, nu era nici măcar postul început. Și aveau peste tot ghirlande, aveau brazi cu globuri. Știți ce înseamnă globurile acestea? Înseamnă mărul, fructele din rai, este pomul vieții, pe care noi, poporul român, îl avem în tradiția noastră, nu numai la Crăciun, îl avem în anumite regiuni, dacă vă amintiți unii, la înmormântare avem un pom, câteodată este o creangă mai mare, împodobită cu mere, pere sau cu globuri, dacă nu sunt fructe, care reprezintă pomul vieții din rai. Iată pomul vieții din rai, sigur, trecut prin atâtea schimbări, acum punem aceste sclipiciuri pe culori țipătoare și luminițe și ne emoționăm când vedem aceste luminițe, ne emoționăm, atât de emoționați suntem, de nu mai știm nimic, nu mai înțelegem de ce sunt acolo. Toate străzile orașelor sunt pline de luminițe, dar nu știm de ce sunt acolo. Știm, mergeți și cumpărați și vindeți și dați și cumpărați și consumați. Da, dar acolo, dacă în țara aceea necreștină, care nu știe de creștinism decât așa, în foarte, foarte mică măsură, ce au auzit de la misionari care au trecut pe acolo cu 4-5 secole în urmă și totuși ei nu se rușinează de nașterea Domnului și o anunță. Nu știu ce se întâmplă, dar o anunță. Pun semnele acestea și steaua, vedeți steaua deasupra. Pun semnele și zic, se pregătesc de o sărbătoare. Cum pot ei? Dar ce facem noi mai mult decât ei, care suntem creștini? Ce facem mai mult decât ei? Sigur că noi facem, suntem aici o mână de oameni. Dar ce fac milioanele și sutele de mii, printre care sunt copiii noștri, frații noștri, nepoții noștri, strănepoții noștri,
Ce fac aceste sute de mii? Cum reușim noi să păstrăm și să transmitem această lumină, acest mesaj, această trimitere la ieslea Betleemului și să anunțăm peste veacuri, pentru că nu suntem noi ultimii, vin după noi alții și dacă la noi se împuținează numărul din puținul acela care rămâne și mai puținul și mai puținul și mai puținul până se golește, ne golim de mesaj, ne golim de mărturie, ne golim de adevăr, ne golim de viață. Deci sărbătoarea aceasta este o sărbătoare a colindei, a mărturisirii prin cuvânt simplu, cum este colinda. Cuvânt simplu, câteodată metaforic, zicem flori de albe de măr. De ce zicem flori de albe de măr? Pentru că în tradiția noastră creștină, înainte vreme, înainte să avem bradul, pe care îl tăiem, îl punem aici, punem niște globuri dintre astea pe care dăm o groază de bani, le punem, îl luăm, luminițe, ai frumos, nu prea știm ce înseamnă, dar dacă am avea o creangă de măr înflorit aici, cu flori albe, ce-am zice? Ce-am zice? Nici nu mai știm că poate exista asta. Pentru că așa făceau creștinii. Nu știu cum făceau, dar puneau crengi care înfloreau în casă și le aveau de Crăciun. Și în puterea iernii, în puterea unui anotimp care înseamnă moarte, pentru că toată natura este în retragere, nu mai dă sevă copacul, nu mai are frunze, nu mai are fruct, avem impresia că totul e mort. Dintr-o dată, floarea d'albă de măr, care izbucnește, viața aceea a mugurului care izbucnește, nu a floarea care dă fructul, în plină iarnă, când nu se poate să dea. Așa cum umanitatea era stearpă pentru Dumnezeu, era în iarna ei. Și iată că în această iarnă a ei, totuși, răsare viața și nu orice viață, răsare viața veșnică, răsare viața care dă viață. De aceea o numim pe Maica Domnului Maica Vieții. Pentru că atunci când nimeni nu mai spera, când nimeni nu mai aștepta, deși poporul lui Israel aștepta, când nimeni nu mai credea, deși poporul lui Israel trebuia să creadă, pentru că asta au făcut prorocii de-a lungul veacurilor, i-au atenționat. Aveți grijă că vine, vine, și Sfântul Ioan Botezătorul zicea, vine cel ce are în mână viața și moartea, nu eu, zice, cel pe care eu îl propovăduiesc, care are în mâna lui viața și moartea, acela vine după mine. Și nimeni nu l-a crezut, cum nu credem nici noi astăzi. Deși continuăm să ne botezăm copiii, continuăm să nu-i mai aducem la biserică după aceea, să-i lăsăm liniștiți acasă, continuăm să nu le vorbim nimic despre Hristos, despre nașterea Lui, pentru că nu știm. Ce să-i mai învățăm colinde, să stăm acasă în zilele acestea dinainte de nașterea Domnului și după, să stăm la masă împreună, să cântăm colinde cu ei, să învățăm, să le spunem, mai grijă, neam de neamul tău să nu uite ce te învăț eu acum, neam de neamul tău să nu uite, așa cum a făcut poporul Israel, cum le-a spus Dumnezeu să facă, neam de neamul vostru, copiii copiilor voștri, să învețe lucrurile acestea. Asta trebuie să spunem noi în zilele de sărbătoare. De asta sunt sărbătorile. Sărbătorile nu sunt ca să ne îmbuibăm
cu mâncare și băutură. Eu știu că nu vă îmbuibați cei de aici. Știu că aveți grijă. Dar în același timp n-avem grijă. Zicem că avem grijă și ne facem că ne bucurăm și bucurându-ne, făcându-ne că ne bucurăm peste măsură, fără să știm de ce ne bucurăm, întrecem măsura la toate. Deci acestea sunt sărbătorile, așa le-au prăznuit moșii și strămoșii noștri de la apostoli până astăzi. Praznicul sau sărbătoarea era un eveniment. Evenimentul are mai multe aspecte. Evenimentul are un aspect spiritual, sufletesc sau duhovnicesc, nu? Vedeți, cuvântul duhovnicesc îmbracă mai mult decât cuvântul sufletesc. Pentru că duhovnicesc, când zicem duhovnicesc, este harul Duhului Sfânt peste om și peste sufletul omului. Când zicem numai sufletesc, e numai sufletul omului, îl putem elimina pe Dumnezeu de acolo. Când zicem spiritual, nu prea, spiritualul la noi nu prea iese bine, pentru că putem spune că și în cultură este o spiritualitate, așa spun astăzi unii. Ci spiritualitatea românească, cultura. Și apoi spiritualitatea înseamnă cultură, știm cum e cultura, nu criticăm cultura. Este o formă de manifestare a sufletului omului. Vedem prin ochii artistului lumea, altfel este un mesaj. Dar când zicem duhovnicesc, este vorba de Duhul lui Dumnezeu care se odihnește peste om și îl face să vadă lumea altfel. Deci vedeți de ce nu putem să înlocuim unele cuvinte cu altele și să le confundăm acolo, să le amestecăm fără să mai știm ce spunem. Deci, în lumea aceasta în care trăim, sărbătoarea a avut mai multe aspecte, ziceam. Deci unul este cel duhovnicesc, care încercăm să ne gândim la noi, să ne uităm la noi, să vedem cine suntem și ce suntem, ce găsim în sufletul nostru, ce este acolo, unde suntem, în ce stare suntem. Asta facem la sărbători. Da, dar mai este un aspect care de data aceasta este exterior. La ce ne mai uităm? Ne uităm la casa noastră și zicem, vai ce casă avem, trebuie la sărbători să facem rânduială, să ștergem tot, să punem tot în ordine, că nu putem primi pe nimeni aici. Și ne apucăm și facem și dregem, le împodobim, cumpărăm lucruri noi, ștergem praf, totul curat. De cealaltă parte, ce-mi da sufletul cum ne este? Casa sufletului meu cum este? Și începem să vedem acolo ce am făcut, ce am dres. Nu, am în minte ce am făcut cu cutare, cu cutare, cum l-am supărat, cum m-a supărat, cum nu l-am iertat, cum nu am cerut iertare, cum m-am lăcomit, cum n-am postit, cum nu m-am rugat, cum îl ignor pe Dumnezeu, adică nu mă interesează că este în viața mea. Trebuie să mă îndrept viața. Mă mai uit și în spatele, în viața mea, în spatele vieții mele și văd că nu rămâne nimic. Că am ajuns la capăt sau sunt la mijloc sau pe unde o-i fi sau la început. Ba nu știu ce să fac cu ea, ba văd la mijlocul vieții că n-am făcut mare lucru și mai am puțin, ba la sfârșit văd că acum nici nu mai am nicio putere. Ce să fac oare? Și ne punem viața în rânduială. Încercăm. Aceasta este viața duhovnicească. Și nu o facem singuri. Aici ne ajută Domnul. Aici pune mâna El, dacă îl lăsăm. Vine și pune El mâna în lăuntrul nostru și vindecă rănile noastre. Le vindecă. Pentru că toate sunt răni. Numai că sunt răni
nu pe care ni le-au făcut alții, ci pe care ni le facem noi înșine. Pentru că pe Mântuitorul noi l-am rănit, l-am răstignit, l-am lovit, l-am scuipat, l-am bătut, l-am ignorat la nașterea lui. Nimeni n-a fost acolo să-l primească. Nimeni. Animalele, au venit păstorii în jurul Fecioarei Maria și a dreptului Iosif, care vă dați seama în ce stare era, ce emoții avea, pentru că era singur acolo și trebuia să asiste o femeie tânără care năștea. Ce emoții a avut, cred că nici nu știa de unde să se ia și unde să se pună, dar probabil că atunci a întărit Duhul Sfânt și îngerii care cântau și sigur că Mântuitorul s-a născut probabil cu mult mai puțină suferință pentru Maica Domnului decât o facem noi, oamenii de rând. Dar nimeni n-a fost acolo. Deci noi, vedeți că l-am ignorat, apoi l-am ignorat, l-am nesocotit, l-am bătut, l-am făcut totul pentru noi, l-am pus pe cruce. Să nu zicem că l-au pus alții, noi îl punem, noi l-am pus. Și el s-a rănit? Da, s-a rănit. I-a arătat lui Toma rănile din mâini, din coastă, din picioare, ale coroanei de spini. Da, l-au văzut plin de lumină. Nu era supărat, nu le-a reproșat. Nu le-a făcut nimic. Deci nici noi nu putem să fim răniți dacă suntem ai lui Hristos. Ne supără unul și altul, ne întristăm, cum se întristează Domnul pentru noi, dar după aceea știm că dragostea și iertarea lui Dumnezeu sunt mai puternice și dintr-o dată ne revenim și iertăm imediat. Aceasta este viața duhovnicească într-un aspect pe care vi l-am încercat să vi-l descriu. Și apoi, sărbătoarea mai are și o altă pregătire. Facem curat, dar mai facem și altceva. După post, aducem alte daruri ale lui Dumnezeu, pe care le transformăm în mâncare bună. Pentru că a făcut Dumnezeu toate bune, fructele, lanurile de cereale, și tot ce ne-a lăsat ca mâncare este bun și le înfrumusețăm și le dăm gust și ne bucurăm. Pentru că omul se bucură în sufletul lui și în trupul lui. Dumnezeu a lăsat bucuria. Bucuria, plăcerea. Plăcerea nu este un păcat. Dependența de plăcere și folosirea, utilizarea darurilor lui Dumnezeu în alte scopuri sunt păcat. Dacă le folosim cu binecuvântare, trebuie să ne folosim trupul cu binecuvântare, nu? Trebuie să ne folosim cele ale sufletului cu binecuvântare și ale minții noastre. Deci, pregătirea aceasta este pe toate planurile. Nimic nu, totul este cuprins. Vedeți că tradiția noastră le cuprinde pe toate, nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Dar depinde de noi dacă intrăm în această rânduială, dacă vrem să o respectăm, dacă nu vrem și dacă nu o cunoaștem, de ce să o criticăm? De ce criticăm ceva ce nu știm, cum se întâmplă, iată, de multe ori? Așa o fac copiii noștri, proprii noștri copii, pe care i-am botezat, pe care i-am hrănit în biserică și pe care părinții au lăsat să-i năpădească buruienile lumii acesteia, grijile lumii acesteia. Dar nu numai că i-au lăsat, i-au obișnuit să se preocupe numai de grijile lumii acesteia. Și știm care sunt grijile lumii acesteia. Știm care sunt. Puterea, banul, averea, a avea, a părea,
a fi trupește numai și a părea. Noi învățăm că le spunem de mici, ai grijă că trebuie să ai multe, trebuie să fii bănos, trebuie să ai aia, trebuie să câștigi mult, trebuie să faci asta. Rar le spunem copiilor, trebuie să fii omul lui Dumnezeu. Și dacă îi spunem lucrul acesta de câteva ori în viață, când e mic, când e mare, la anumite vârste, nu uită niciodată, se va răzvrăti, vor muri părinții. Și va zice, dar ce mi-a lăsat mie mama și tata? Și când mi-amintesc cât de mult am iubit-o eu pe mama, cât de mult l-am iubit pe tata, ce mi-a lăsat tata moștenire? Să fii omul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii omul lui Dumnezeu? Mă duc și caut. Ce înseamnă să fii omul lui Dumnezeu? Și iată că Hristos a devenit pentru noi Dumnezeul omului ca să facă din noi oamenii lui Dumnezeu. Să facă din noi oamenii lui Dumnezeu. Și noi rezistăm. Noi luăm numai rezultatul, adică roada, nu? Noi zicem, luăm sărbătoarea numai cu aspectul ei. Vedeți cum ne invită lumea în care trăim. Spune cineva vreodată astăzi că sărbătoarea Noelului, Crăciunului, este nașterea lui Hristos? Ați auzit vreodată la televiziune lucrul acesta în țara unde trăim? Spune cineva? Nu. Noel, familia, să ne întâlnim, aveți grijă, mâncați, beți, toate. Atât este. Oficial. Oficial. Dar de ce mai zicem asta? De ce nu ne lasă toți în pace să trăim sărbătoarea noi? Dar vedeți că uneori Dumnezeu se folosește de cele slabe ale lumii pentru a aminti că există familie, că există comunități, că există biserică, că există sărbători. De cele slabe. Și de noi depinde cum continuăm să sărbătorim, să trăim, să prăznuim. Colinda este expresia acestei iubiri intime care există între noi și pruncul mititel, pruncul Dumnezeu omul, care vine și gingășește cu noi oarecum. Se pune în brațele noastre, se pune în brațele Fecioarei Maria, se pune în brațele umanității și spune, uite, gânguriți cu mine, jucați-vă cu mine, pipăiți-mă, nu vă fie teamă de mine. Nu vă fie teamă, pentru că eu v-am făcut pe voi și acum mă las eu făcut de voi. Mă las eu în mâinile voastre. Colindul este această expresie a bucuriei mamei care îl ia pe copil în brațe și leagănă și spune tot felul de lucruri pe care nu le poate spune decât mama. Nimeni altcineva nu le poate spune. Pentru că ce ține ea acolo și cum ține, o umple de o bucurie uriașă. Așa suntem noi cu Dumnezeu, cu Hristos, pruncul. Noi, așa trebuie să ajungem. Că nu noi îi dăm lapte, deși El primește lapte de la Fecioara Maria, ci El ne hrănește cu lapte și miere. Nu noi îi dăm viață, El ne-a dat nouă viață. Nu noi îl facem Dumnezeu, El ne-a făcut pe noi oameni și ne ajută să devenim în har frații Lui. Ne-a făcut frații Lui Dumnezeu prin naștere. Și de aceea și noi suntem datori să facem asta, să colindăm, să mergem să spunem că Hristos s-a născut.
Și sigur, zicem că am înțeles, zicem că așa o să facem de astăzi, de mâine, părinții cu copiii lași lor. Și ajung acasă și cum astăzi nu părinții conduc pe copii, ci copiii conduc pe părinți, sigur că părinții uită și se lasă cu altele și zic că îi lasă, că sigur la anul vom face, că anul ăsta n-am putut din cauza pandemiei. Anul trecut n-am putut din cauza pandemiilor altele, cele ale sufletului nostru, anul ăsta dăm vina pe o pandemie și apoi cine știe pe ce mai dăm vina. Așa că nu trebuie să ne mirăm că lumea se schimbă, că lumea refuză, că vin asupra noastră, când omul nu mai are nicio frână, vin asupra noastră rele, lucruri greu de purtat. Singurul care ne poate ajuta și poate da liniște sufletului nostru este Dumnezeu, pentru că numai El știe cu adevărat ce trăim. Vedeți câtă singurătate este acum printre noi, pentru unii dintre noi care suntem singuri în casele noastre. Nu putem să ne mișcăm, nu cunoaștem pe nimeni, nu putem mânca împreună, nu putem să ne ducem unii la alții și ne gândim când am putut, de ce n-am făcut-o? De ce n-am făcut-o când am putut? Oare n-o să vină vremuri și mai grele? Nu știm ce o să vină, ce o să vină o să purtăm. Dar cel care este în sufletul nostru continuu și care nu ne lasă niciodată singuri, care face iesle din sufletul nostru, din inima noastră, face cer din inima noastră, cum a făcut cer din grajdul animalelor. Auziți, a făcut cer. Cum să nu facă cer din mine, din inima mea și din fiecare dintre dumneavoastră, dacă pentru noi a venit? Cum să nu facă dacă a făcut acolo? Și atunci cum să ne considerăm singuri și descurajați când totul am primit, totul am primit? Putem să plecăm oricând de aici, din lumea asta, în orice clipă. Nu mai contează. Efectiv nu mai contează. Am rămas cu El și El cu noi. Asta contează. Și suntem ai Lui și este al nostru. Asta contează. Și ne-a pregătit nu grajd, nu leagănul animalelor, ci însuși cerul ne l-a pregătit ca odihnă și bucurie nouă. El cel care, vedeți cât de tainic, cât de ascuns, cât de smerit se lasă cuprins în brațele mamei lui și probabil apoi atins de păstori și poate puțin sărutat de miei, de miei pe care i-au adus păstorii și animalele care erau acolo. S-a lăsat apropiat de ele. Și asta ne invită și pe noi să nu-L uităm și să povestim copiilor noștri. Să le povestim ce minunat este. Seara avem și bradul, le explicăm ce-i bradul și spunem, haide să citim acum povestea nașterii. Nu lăsați pe biserică, nu lăsați pe comunitate, că nu o să facă altcineva ceea ce trebuie să facă mama și tata sau frații mai mari. Faceți asta cu copiii, transmiteți-le, transmiteți-le. Asta să facem în zi de sărbătoare, eveniment. Evenimentul este ceva ieșit din comun. Și ceea ce este ieșit din comun, sărbătoarea sărbătorilor, este întâlnirea cu Dumnezeu sau întâlnirea lui Dumnezeu cu omul. Acesta este evenimentul. Când noi ne întâlnim cu Dumnezeu,
și Dumnezeu se întâlnește cu noi. Vă doresc tuturor sărbători cu multă bucurie, chiar dacă suferința noastră este mare și dacă nu suferim noi, suferă prietenii, cei din familia noastră, frații noștri, părinții noștri, rudele noastre. Să ne rugăm, dar efectiv să ne rugăm, seară de seară, Doamne, luminează-i pe cei care încearcă să vindece, să găsească remedii pentru boala aceasta care cuprins lumea. Dă putere și răbdare și sănătate celor care îngrijesc pe cei bolnavi în spitale. Dă răbdare și putere și sănătate celor bolnavi. Vedeți acum cât de ușor circulă informația între noi și știm foarte bine cine-i bolnav. Să ne rugăm unii pentru alții, dar în fiecare zi, în fiecare zi, să nu lăsăm de pe o zi pe alta sau să spunem, pe mine nu mă interesează, că mâine ne vine rândul nouă. Poate o să ne îmbolnăvim cu toții pe rând. Și așa se pare că spun specialiștii, că trebuie să se îmbolnăvească o mare parte din populație ca acest virus să dispară. Sau o să fie remediile care încep să apară. Dar trebuie multă rugăciune pentru acei oameni care cercetează ceea ce nu oricine poate cerceta. Cercetează tocmai ca să știm despre ce este vorba. Să știm cum putem să ne apărăm. Așa că să nu criticăm pe nimeni. Să nu fim adepții comploturilor, să zicem, un complot. Că nu contează ce a fost și cum este. Noi știm că ne îmbolnăvim și noi trebuie să ne apărăm. Aveți grijă și la biserică când veniți, țineți distanța aceasta unii de alții și țineți masca pe față, tot timpul, și pe nas, și pe gură, ca să avem grijă de cei de lângă noi. Aici la noi s-au îmbolnăvit câțiva în biserică, cântând și întâlnindu-se. Deci nu trebuie să ne spună cineva acum, să vină din afară să ne spună, aveți grijă că vă îmbolnăviți. Știm noi că ne îmbolnăvim, că am văzut. Am văzut prin cei care au fost, încă poate mai sunt unii bolnavi. Deci să avem grijă unii de alții, că alte mijloace n-avem să ne apărăm deocamdată. Să fim atenți. Este foarte important. Adică grijă mare a unora de alții și să nu facem pe grozavi, să facem pe bravi, ce mie nu mi se poate întâmpla nimic. Nu e adevărat. Și sărbătorile o să fie cu mai multă liniște, cu mai multă pace și sigur cu războiul cel lăuntric pe care trebuie să-l ducem toți, cu patimile noastre. Cu patimile noastre trebuie să ne luptăm în continuu. Cum închidem ochii, cum ne năpădesc. Deci la asta iar să, de asta iar să avem grijă. Și cum urmează un an nou, civil, știți și vă mai spuneam că anul bisericesc începe pe 1 septembrie, dar acum începe anul civil. Noi ne transmitem oarecum, zicem, vă doresc, doririle noastre. Dar doririle noastre sunt bune, însă trebuie să adăugăm la asta rugăciunea. Întotdeauna rugăciunea. Și cu asta închei. Spuneam la o întâlnire la începutul lunii decembrie cu o parohie din Elveția, le spuneam o istorioară, o pildă, o istorioară foarte frumoasă. De ce o repetăm mai mult, de aceea o să fim mai conștienți de faptul că trebuie să facem și noi la fel. Doi prieteni naufragiază pe o insulă, doi bărbați, și nu mai puteau pleca de acolo și la un moment dat au rămas fără mâncare, fără apă, fără nimic, nu puteau nici pleca.
Și au zis, hai să ne rugăm. Și au început să se roage. Și se rugau amândoi, zicea, hai să ne rugăm, tu într-o parte, eu în alta. Se rugau pentru mâncare. Și unuia îi trimite Dumnezeu mâncare, celuilalt nu. Apoi se roagă pentru apă, unuia îi trimite, unuia nu. Apoi se roagă pentru o barcă, unuia îi trimite, unuia nu. Și când pleacă cu barca, cel care i-a trimis Dumnezeu barca, zice, da, stai să-l iau și pe prietenul meu. Îl cheamă și pleacă ei cu barca, zice, da, totuși de ce ne-am rugat amândoi și uite, mie mi-a trimis, ție nu. Mâncare, apă, barcă. Ce tu, cum te-ai rugat? Ce de ce mie mi-a trimis și ție nu? Păi ce, eu nu știu, eu m-am rugat ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea ta. Auziți? El nu s-a rugat pentru el să-i trimită Dumnezeu mâncare. Atât de smerit era încât s-a rugat ca Dumnezeu să asculte rugăciunea celuilalt. Așa să facem și noi. Să zicem, Doamne, ascultă rugăciunea tuturor celor care te roagă și împlinește dorințele cele de mântuire ale noastre, ale tuturor, tu cel ce te-ai pogorât în grajdul și te-ai culcat în ieslea din Betleem. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți.